Să vorbiți un pic mai tare. Da, desigur, ok. Încercăm și... Bună ziua! Eu mă numesc Alexei Tăran, sunt de aici în cazul Andrei. Îl prezint aici pe Alexandru Ursu, colegul meu, șeful departamentului de gazatoare și energie termică. În contextul rog, doctor, nu este spune. Microfonul este în chiar în față. Este în cadrul. Nu, dar bolul să nu-i conectat. Bolul să nu-i conectat la microfonul ăsta. Acest vizionul. Da, la fel nu se face. Merge? Merge? Se aude așa. Se aude mai bine? Da. Este, da? Trebuie să spun microfonul. Facă microfonul. Gata, acum e bine, da? Deci, bună ziua, să trecem deja să prezentăm, pentru că mi-a luat deja ceva timp. Sunt Alexei Tăran, Alexandru Ursu. În primul rând vreau să vă mulțumesc să sunteți prezenți aici. La această conferință de presă, spunem noi, de fapt, am să fie, să fie mai mult o discuție de clarificare. O să discutăm hotărârea de astăzi a agenției privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale. O să avem o prezentare pe perete. Dacă o să puteți să ne faceți puțin loc ca să vadă și proiectorul. Așa. Deci, în primul rând, vrem să menționăm că anul acesta avem un an atipic. Un an atipic din toate punctele de vedere în sectorul energetic, care afectează foarte mult și sectorul gazelor naturale. Avem o evoluție abruptă și imprevizibilă a prețurilor, ceea ce o vedem și în prețurile de achiziție de către furnizorul nostru, de la sursa de bază. Aici, cu linia albastră, o să vedeți prețurile de achiziție în dolari SUA pentru 1000 de metri cubi, pentru anul 2022. Deci prețul lunare. Pentru perioada ianuarie-septembrie avem prețul efectiv. Pentru perioada octombrie-decembrie avem prețurile prognozate. Iarăși prognozele vin în funcție de prognozele date de către platformele tranzacționare. Aici vorbim despre bursa TTF. După cum vedeți și în evoluția prețurilor, se observă și modificarea aceasta de formulă din contractul de achiziție. Mai ales fiind la situația de acum, în luna septembrie, vedem prețul actual este de 1883. Bursa are un trend ușor de scădere, însă oricum se menține la un nivel de 2000-2100 de dolari pe milimetru cub. Dar, practic, cu modificarea formulei de achiziție, observăm că de luna octombrie prețul estimat va fi în jur de 1150-1160. Deci prețul mediu de achiziție, mediu ponderat aprobat de către noi în ședința de astăzi, este de 1164 de dolari pe milimetru. La fel, vedem și linia cealaltă, sunt volumele. Deci, practic, în trimestrul 1 și 4, adică în perioada de iarnă, populația Republicii Moldova consumă, sau în genul populației, în Republica Moldova sunt consumate aproximativ 85% din volumele de gaze naturale importate. Aici facem o evoluție a bursei, a prețurilor la bursă, cotațiilor la bursă. După cum am spus, este un an imprevizibil, un an cu fluctuații foarte mari. Și deciziile noastre din acest an de ajustare a prețurilor au avut, într-adevăr, au fost ca urmare a acestor evoluții. După cum vedeți, din luna iunie sau și iulie avem o creștere accelerată, o creștere care chiar dacă s-a corectat la un moment dat, oricum se menține acest nivel de ridicat de preț. Ca să facem o retrospectivă pe ultimii 10 ani, am inclus aici o evoluție a prețurilor la bursă. Deci, practic, într-adevăr, anul este atipic, observat și aici. La finele anului 2021 a început această creștere accelerată și a culminat în anul 2022. Deci, practic, dacă am fi să comparăm
prețurile actuale de furnizare cu cele din anii precedenți, ar fi o eroare să le comparăm doar ca și volum, fără să vedem și motivul din care acestea au crescut. Deci vedeți aici evoluția burselor în anul 2022 față de perioada 2012 până în 2021. La fel, vrem să menționăm structura de preț actuală. Deci din prețul mediu aprobat sau componentă de cost, în 93,5%, conform aprobării de astăzi, este costul gazelor naturale. După care avem alte patru elemente de cost. Deci, acestea sunt elementele din care se formează prețul reglementat. Costul gazelor naturale, 93,5%. Acesta poate varia, într-adevăr, în funcție de evoluția acestor prețuri. La moment avem cel mai mare preț. Serviciul de transport, serviciul de distribuție, costul furnizării, adică costurile furnizorului și rentabilitatea acestuia. Deci, de principiu, elementul de bază care conduce mereu la creșterea sau la ajustarea prețurilor este prețul de achiziție. Aici avem un grafic puțin mai complex, unde o să încercăm să explicăm puțin și cum apar devierile financiare, așa numitele devieri financiare, care sunt acum toată lumea le cunoaște, toată lumea a auzit de ele. O să încercăm să explicăm ce înseamnă acestea. Deci, de principiu, am lăsat aceleași grafice cu volumele și prețurile de achiziție, însă am pus și niște cifre, niște date, care arată prețul mediu reglementat aprobat. Deci, dacă vedeți linia neagră și coloanele acestea albastre, observăm că toate ajustările de preț din anul acesta, fiind ianuarie, iunie, în august și, și acum deja în septembrie, dar pentru luna octombrie, toate sunt direct proporționale cu evoluția prețului mediu de import. Deci, practic, motivul principal al ajustărilor sunt modificarea prețului de achiziție. Doi la mână, decizia de astăzi a fost ghidată de mai multe motive. Una la mână este creșterea, într-adevăr, a prețurilor la bursă, este depășirea pragului de 1% din metodologia actuală care permite solicitarea de ajustare a prețurilor, deci la moment am fost la peste 3%, și trei la mână a fost necesitatea de a asigura furnizorul sau de a asigura o viabilitate financiară furnizorului, ca să-și poată să-și achite obligațiile financiare ce vin din importul acestor gaze naturale, ca rezultat să poată să-și desfășoare obligația de serviciu public și, ca urmare, să asigurăm sau să menținem securitatea energetică a Republicii Moldova. Deci, să avem gaz, să nu avem situații în care furnizorul principal ne poate deconecta pentru lipsa achitărilor. Deci, dacă vedeți liniile roșii de preț estimat în perioada octombrie-decembrie, practic se suprapune cu linia neagră care este culoarea s-a ales, care este prețul mediu aprobat astăzi. Deci, practic, am încercat să aprobăm un preț de bază pentru tarifele aprobate similar sau egal sau în corespondență cu prețul lor de achiziție. Dacă vorbim despre prețurile sau prețul care stă la baza sau prețul de achiziție care stă la baza tarifelor, deci menționez încă o dată. Noi vorbim sau folosim un preț mediu ponderat anual. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se consideră prețul, acest mediu consideră toate prețurile de achiziție lunare coroborate cu volumele din aceste luni. Dacă la începutul anului aveam un preț sau tarifele a fost aprobate în baza unui preț mediu de achiziție de 620 de dolari per mie de metri cub, aici suntem în rând de achiziție. Acum noi vorbim de un preț de 1165. Deci, practic, în decursul anului, prețul mediu ponderat a evoluat ca urmare a evoluției bursei. Ce vrem să menționăm aici? Că prețul mediu ponderat se aplică pentru anul întreg, indiferent în ce perioadă a anului. Noi facem aceste ajustări, ori acum le-am făcut astăzi, cu aplicarea de 1 octombrie, prețul mediu ponderat se aplică la întreg anul, adică la perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Deci, automat, corecția de preț mediu ponderat de acum, de la 1165 până la 620, care a fost aplicată în perioada ianuarie-iunie, la 699 aplicat în perioada următoare și 899 dolari
aplicate în perioada de până la 1 octombrie. Acesta este deficitul de încasări al furnizorului și acestea sunt devierile financiare. Da? Devierile pot fi negative sau pozitive în funcție de evoluția prețurilor. În cazul dat avem, discutăm despre devieri negative. Deci aceste devieri sunt resurse neîncasate de către furnizori, care nu s-au regăsit în tarif, deși ar fi trebuit să se, să se regăsească. Deci, practic, având un tarif aprobat pe un preț mediu anual, aceste devieri se calculează la închiderea perioadei de gestiune și se aplică, conform metodologiei, în perioadele următoare. Deci noi le compensăm furnizorul. Da. Deci, ca să fie clar, deci devierile sunt datoria consumatorilor, datoria țării către furnizor. Asta e. Și aici o să menționăm prețurile noi aprobate. Le-a menționat și colegul meu Alexandru în cadrul ședinței publice. Aici o să mă refer în special sau doar la prețul de furnizare în punctele de ieșire din rețelele de distribuție gaz natural de joasă presiune, deci de la 21,29 sau 22,99 cu TVA, prețul crește la 27,10 sau 27.103 pentru 1.000 metri cub sau 27.10 pentru 1 metru cub fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 29,27 lei per metru cub cu TVA inclus pentru consumatorii mari, casnici. Sau conectați la rețele de presiune joasă. Cam atât am vrut să explic, să trecem așa rapid de tehnic. Acum suntem gata să vă răspundem la întrebări. Da, o să vă rog să vă prezentați numele de rând și instituția. Și la microfon, colegii care stau la masă în grupul, care voi mă aprobi. Mihaela Tabarcea, vedem că vă. Mihaela Tabarcea, Cotedem. Eu vreau să vă întreb dacă în acest tarif au fost incluse devierile tarifare, așa cum a fost aprobat în noua metodologie, care de fapt prevede ca devierile să fie incluse în tarif. În acest tarif de aproape 30 de lei, 29,27. Da. Au fost incluse aceste devieri sau nu? Deci da, au fost incluse devieri de la prețul mediu ponderat anual, atât cât să acopere prețul de achiziție pentru perioada următoare. Deci s-au inclus devieri din anul acesta. O parte. Cât la sută din? Dacă vorbim cât la sută, undeva sub 30%. Înseamnă că Moldova Gaz va pune în continuare datorii. Nu. Deci s-au inclus devierile astfel încât, de acum încolo, să nu se acumulează alte devieri. Alte datorii, da? Sau devieri. Deci, de principiu, avem devierile deja registrate până la perioada actuală. Această modificare vine ca să aibă un efect neacumulare de devieri de acum încolo, deci până la sfârșitul anului. Deci noi am aprobat un preț mediu ponderat, similar cu prețul mediu ponderat de achiziție. Deci, de principiu, nu ar trebui să fie diferit de casă. Dar iarăși, noi nu putem să garantăm acest lucru pentru că nu știm cum o să evolueze bursa. Deci noi am făcut această ajustare la situația de la bursă de săptămâna aceasta, de momentul cererii. Cum va evolua în perioada următoare, nu cunoaștem. S-ar putea să fie și în jos. Prețul de achiziție totuși este 1.800. Și... În septembrie. Da. Aici vedem un tarif, un preț de achiziție calculat în baza tarifului de 1.165. Da, deci prețul de achiziție doar în luna septembrie este de 1.883, dar cum am menționat, prețul de achiziție la care stă la baza tarifelor este prețul mediu ponderat anual, care e considerat, deci are, avem 12 prețuri cu 12 volume lunare. Acest preț a fost considerat pentru luna septembrie, iar pentru următoarele luni, de la octombrie până în decembrie, s-a considerat această proiecție care vine de la bursă. Moldova Gaz a cerut un tarif cu câțiva bănuți mai mult. Deci, din ce cauză este această diferență? Practic, ei au venit cu calculele lor. În solicitarea lor, ei vin cu anumite estimări, da? Cu anumite estimări și cu anumite calcule. Colegii noștri mereu analizează aceste calcule și găsesc elementele unde avem anumite divergențe sau sunt diferențe. Deci, practic, colegii noștri au lucrat pe calculele prezentate la moment de Moldova Gaz și această ajustare vine ca urmare a unor corecții de calcule. În mare parte vine de la cursul valutar. Deci s-a fost aplicat în calculul lor un curs valutar diferit de cel stabilit în ședință. În urma acestor majorări, ne așteptăm să crească și tariful la energie electrică și termică?
Ați făcut anumite calcule? Da, suntem în proces de elaborare a acestor calcule. Nu avem încă calcule definitive, dar ca urmare, natural, cresc tarifele la energie termică și la energie electrică produsă prin cogenerare, pentru că acestea folosesc ca materie primă gaze naturale. Însă, la moment, sunt proiecte de trecere la, spunem așa, la surse alternative de combustibil, cum ar fi termoelectrică, intenționează să facă adiționarea acestea de băcură. Deci, practic, în funcție de care tip de combustibil va fi mai economic, acela va fi utilizat. De la 1 octombrie se schimbă formula și am văzut că aveți deja un preț estimat. Da. Se va reveni la ajustarea tarifului? Păi, tariful actual, stabilit astăzi, deja consideră prețul ajustat sau prețul de achiziție ajustat conform formulei noi de la 1 octombrie. Dacă vedeți în prezentare, avem la momentul 1883 și după aia prețul în octombrie este de 1124. Deci avem o cădere care survine pe motiv de schimbarea acestei formule. La moment, bursa este în jur de 2000, iar prețul de achiziție în octombrie va fi de 1100. Deci, practic, se vede imediat schimbarea prețului. Da, și întrebarea este dacă se va reveni la ajustarea tarifului. Va fi un tarif mai mic pentru consumatori? Da, pentru consumatori. Nu, tariful pentru consumatori sau schimbarea aceasta de preț de achiziție deja este inclusă în tariful schimbat de astăzi. Dacă însă bursa evoluează și prețurile de achiziție estimate pentru lunile următoare se duc în jos sau cresc, depășim pragul de 1%, atunci noi vom interveni spre ajustare, fie în sus, fie în jos, dar deja în funcție de evoluție bursei. La moment, prețul stabilit astăzi, cum am spus, prevede un preț mediu ponderat anual de achiziție, adică consideră deja prețurile de 1100, 1157 și 1186 pentru lunile octombrie-decembrie pentru achiziția prețului. Deci deja se consideră prețul sau schimbarea acestei formule în prețul de achiziție a moldovăgaz sau furnizorului de la furnizorul principal. Deci chiar dacă se schimbe tarif, se schimbe formula și prețul de achiziție, oricum rămâne acest tarif de aproape 30 de lei până la sfârșitul anului și anul viitor. Da, în cazul în care bursa nu evoluează diferit. Maciar, portalul politic media. Spuneți-ne, în primul rând vreau să vă întreb, de ce s-au admis aceste devieri financiare atât de mari? Deci către sfârșitul anului, Moldova Gaz va avea în jur de 4 miliarde de lei devieri. Vă întreb ca regulator, de ce s-au admis aceste devieri financiare atât de mari? Ați discutat la un moment dat că ar trebui să interveniți în regulamentul intern și să reacționați mai prompt la indicele de bursă, pentru că piața este destul de volatilă și prețurile urcă repede. În urmare, regulatorul trebuia să reacționeze mai repede pentru a lua în calcul aceste devieri. De ce le s-au admis atât de mult? Deci 4 miliarde de lei care vor fi puși pe umerii consumatorilor gradual. Bine, nu anul acesta, dar în timp. Asta ar fi prima întrebare. Răspundem în ordine întrebărilor. Deci, da, cum ați menționat dumneavoastră întrebarea dumneavoastră, a fost un an atip. Deci, practic, față de anii precedenți, în care prețurile evoluau în mare parte în funcție de cerere și ofertă, nu știu, ghidate de sezonalitate în mare parte, anul acesta au fost foarte mulți factori care au făcut așa ca bursele să reacționeze diferit. Deci, practic, până în prima parte a anului, într-adevăr, au început creșterile de prețuri la bursă, dar calculul de devieri nu arăta deocamdată că o să fie o volumă atât de mare. Pentru că existau semnale de la burse sau semnale în genere de ordin geopolitic că se vor clarifica lucrurile. Între timp, începând cu jumătatea anului, situația puțin s-a agravat și vedem ce vedem pe evoluția de prețuri. Noi am avut reacții graduale, reacții de aia am avut și o ajustare de prețuri în luna iunie, după care am avut o ajustare ulterioară de prețuri, însă nu am putut să reacționăm imediat, anume și din motivul că nu implementa legislație. Am lucrat, am făcut grupuri de lucru, s-a lucrat la modificarea, inclusiv era un proiect de modificare legea, o stopă în gaze naturale,
Și inclusiv am făcut modificări la metodologie, ca să avem toate corbile, să facem aceste modificări. E, acum că avem și metodologia aprobată și legea care a fost modificată și ne-a permis anumite activități, am putut să facem această ajustare. Dar, de principiu, noi am acționat gradual în funcție de informația pe care o primeam de la burse și de la furnizori. Spuneți-ne, referitor la aceste devieri financiare de 4 miliarde de lei, deci, încă o dată, să înțelegem că ele vor cădea pe umerii consumatorilor, a casnici, a familiilor. Cum ele vor fi împărțite? Anul acesta, ele va fi o povară pentru cetățeni sau vedeți repartiza în timp? Pentru că, de ce vă întreb? Dumneavoastră ați spus că tariful de 29 de lei va rămâne indiferent de fluctuații de la bursă. Pentru că aceste devieri trebuie recuperate. Ca să înțelegem, Moldova Gaz trebuie să-și recupereze aceste devieri financiare și o vor face pe seama consumatorilor. Indiferent ce se va întâmpla în ultima perioadă la bursă, mi-a stat stabilit 29 de lei. Colega v-a întrebat dacă tariful ar putea să scadă, dar în cazul în care prețul la bursă va scădea. Deci da, tarifele acestea sau prețurile reglementate de acum, stabilite astăzi, ele sunt valabile până la următoarea perioadă de reglementare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă următoarele cele de calendaristice, da? În funcție de evoluția burselor, dacă bursa scade sau crește, metodologia prevede un prag de 1% a cifrei de afaceri prognozate versus reale și noi putem să intervenim când se trece acest prag de 1%. Deci ce am spus eu este că până la sfârșitul anului s-ar putea să intervenim după cum va acționa bursa. Dacă bursa nu se va schimba, se va menține acest nivel de prețuri și nu se va depăși pragul de 1%, fie în creștere, fie în scădere, noi nu vom interveni. Însă dacă în perioada imediat următoare, în următoarele luni sau săptămâni, este o modificare majoră pe bursă, fie în direcția în creștere sau scădere, noi vom interveni. Deci, să fie clar, aceste prețuri sunt stabilite până la finalizarea sau până la finele perioadei actuale de reglementare, dar pot fi modificate dacă se întrunesc condițiile din metodologie. Doi la mână, referitor la întrebarea noastră cu devierile. Devierile nu sunt, sau haideți să le spunem ce sunt aceste devieri, că am explicat anterior. Devierile sunt resurse pe care furnizorul nu le-a colectat prin prețurile reglementate, dar pe care trebuia să le colecteze. Deci, de fapt, nu sunt o povară, sunt resurse pe care noi ar fi trebuit să le includem în tarif acum, însă, fiindcă metodologia prevede un preț mediu ponderat anual, în fiecare an se generau astfel de devieri. E un proces normal în metoda de stabilire a prețurilor pentru utilități și nu este doar la noi în țară, este peste tot sau mare parte a utilităților sunt stabilite ca preț mediu ponderat anual și atunci toate modificările sau oscilările sunt considerate, noi le spunem devieri, dar e componenta de corectare, deci în metodologic vorbind. Doar că anul acesta, fiind un an atipic, am reușit sau s-a reușit sau s-a, din păcate, s-au acumulat atât de multe devieri pe care, într-adevăr, noi metodologic trebuie să le compensăm în perioadele următoare de gestiune. Deja acest lucru se discute cu furnizorul, să vedem pe ce perioadă vom eșalona aceste compensare acestora, într-adevăr, ca să nu facem o povară. Dar o parte din ele le includem deja în tariful actual, ca să nu avem situația că furnizorul intră în capacitate de plată și nu-și poate onora obligațiile față de furnizorul principal și atunci să avem o sistare de furnizare în genere. Și doi la mână, componenta, partea care rămâne, va fi inclusă în preț în perioadele următoare. Vasile Lucheanu, Jurnal TV. Totuși, dacă admitem că în perioada următoare, de exemplu, până la finele anului, prețurile pe piață rămân stabile, în cât timp Moldova Gaz își va recupera aceste deviere? Mulțumim pentru întrebare. Eu, dacă îmi permiteți, o să încerc să vin cu anumite detalii tehnice în ceea ce privește întrebarea și dumneavoastră și atât și din partea Jurnal TV. Deci, dacă îmi permiteți și atrageți atenția la slide-ul care este acum pe proiector, vreau să explic care a fost politica tarifară a agenției în perioada ianuarie-decembrie 2022. Și aici aș vrea să încep cu mențiunea următoare.
Din devierile care le-ați menționat dumneavoastră, peste 2 miliarde de lei sunt devieri care vin din anul precedent, din anul 2021. Ele au fost create în mare parte din cauza faptului că la începutul trimestrului 4 nu era clar care este situația cu contractul de procurare a gazelor naturale. Dacă vă aduceți aminte, în octombrie el a expirat, nimeni nu știa ce preț va fi, nimeni nu știa dacă el, în general, va mai fi prelungit acel contract și respectiv era imposibil de a prevedea care ar fi prețul de procurare a gazelor naturale și care este sursa. Aici aș vrea să menționez că nici operatorul, adică chiar furnizorul, nu a venit cu o solicitare până la începutul lunii noiembrie, după ce fusese deja semnat acel contract. Respectiv, acele devieri, practic, nu puteau fi prevăzute de nimeni și de aceea nu au putut fi reflectate la timp util în prețurile reglementate. Referitor la partea cealaltă a devierilor care s-a creat în anul 2022. Aici vă rog să trageți atenția, în primele trei luni ale anului 2022, din ianuarie până în martie, practic observăm că prețul de procurare a gazelor naturale, linia asta neagră, în valoare de 10.994 lei pe 1.000 de metri cubi, acoperea prețul de procurare a gazelor naturale. Deci estimarea din trimestrul 3, care merge după proporția 70% în baza prețurilor de la naftă și petrol și doar 30% de la bursele internaționale au permis o prognoză precisă a acestui preț. Și dacă observați, în trimestrul 3, prețurile aprobate de agenție acopereau costurile Moldova Gaz. Mai mult decât atât, pentru perioada ianuarie, în care, dacă observați, și volumul de gaz este maxim care se utilizează în decursul unui an, au fost devieri pozitive. Deci noi am ajuns în momentul de cotitură, în luna aprilie, în care s-a modificat formula de calcul a prețului de import a gazelor naturale. Deci este clar și se vede și aici că a fost dublarea a prețului de procurare. Însă agenția nu a intervenit operativ sau nici nu era necesară intervenția. Mai mult decât atât, nici furnizorul nu a solicitat intervenția la momentul acela. De ce? Pentru că s-au format devieri pozitive în ianuarie. Și dacă noi ne uităm și la curba de consum, noi vedem o disproporție extraordinară între trimestrul 1-4 a consumului pe Republica Moldova și trimestrul 3-2. Deci, în trimestrul 2-3 se consumă doar 18% din consumul anual de gaze. Reieșind din practica anilor precedenți, în care toți erau conștienți că vara, de obicei vara, cotațiile pe piața internațională se reduc, intervenția în aprilie nu era justificată pentru că putea aduce semnale eronate pieții și crea o panică pe piață. Următoarele luni, mai până în început de iunie, observăm că evoluția prețului de import se ducea în jos, apropiindu-se aici, vă rog, la început de iunie, agenția aici a intervenit cu ajustarea de preț și dacă observați, diferența asta se reducea și mai mult. De ce? Era percepția, la toată comunitatea de experți, era percepția că nu poate crește prețul ăsta la gaz la infinit, la niște valori care nu au mai fost întâlnite în general în istoria de 10 ani a burselor internaționale. Erau semnale că rezervele de gaz în Federația Rusă sunt pline. Era semnalul că în cazul în care ei nu vor avea ce face cu gazul, vor majora volumele de gaz pe piața europeană. Ei bine, nimeni nu a putut prevede o astfel de comportament a furnizorilor pe piața internațională și respectiv deficitul de gaz a continuat să se mențină. Respectiv, în luna iulie la început, în genere a fost o situație atipică. Deci au crescut cotațiile în decurs de câteva zile de la 80 de euro per megawatt-oră, au fost majorate până la 300-350 chiar. Și iată, vedem aici picurile respective. Iarăși, intervenția în prețurile reglementate, atunci când este o instabilitate pe piață, creează o imprevizibilitate atât pentru reglementator, cât și o situație de risc pentru consumatori, pentru că el nu știe la ce să se aștepte. Și ar fi inoportun ca noi să ridicăm aici tarifele până la 36-34 în condiții în care volumele astea care sunt consumate în acea perioadă sunt foarte mici. Deci, toată capacitatea de a previzui careva evoluții pe termen lung a prețului ăsta de import a gazelor naturale, practic au dat-o în bară toți, și experții, și furnizorii. Pentru că nu era posibil să privezi așa o evoluție ascendentă agresivă a prețului la bursă. Totodată, când revenim la formula în trimestrul 4, când iarăși este posibil să fie o estimare mai puțin influențată de cotațiile de la bursă, aici agenția intervine
și acoperă integral costurile astea de procurare a gazelor naturale care urmează a fi suportate de către furnizor în trimestrul 4. Cu mențiunea că această perioadă de imprevizibilitate, suprafața asta dintre două linii, astea sunt devierile. Și devierile astea vor fi recuperate, tratate în perioada următoare de reglementare. Dar la moment s-a intervenit operativ pentru ca să fie posibilă achitarea prețului real din trimestrul 4 a gazelor naturale care va fi achitat de către Moldova Gaz, către furnizori. Da, dumneavoastră, admit că aveți certitudinea că aceste devieri vor fi recuperate, pentru că de ce nu trebuie? Noi vom avea un tarif de 29 de lei. E cetățeanul în stare să plătească 29 de lei la ora actuală și dacă nu, există riscul să fie creat scapare de stanță la plata gazului. Ok, ați inclus, a spus tariful acesta, în timp ce urmează să fie recuperat de ce se devine, dar în cazul în care va fi presiunea pe tarifă atât de mare pentru cetățeni, cum vedeți dumneavoastră? Există posibilitatea de ei să achite aceste facturi sau nu? Dacă îmi permiteți răspunsul la întrebare în două părți, prima mai mult tehnică. Deci, prețul aprobat astăzi, 27,31 lei per metru cub, ăsta este un preț care nu recuperează încă devierile Moldova Gaz. Ele urmează să fie recuperate ulterior. Deci, ăsta preț este ajustat la costurile reale prognozate pentru trimestrul 4. Da, și noi, într-adevăr, ne dăm seama de ceea ce se spune dumneavoastră. Noi, ca reglementator, am creat condiții ca furnizorul să-și poată onora obligațiile față de furnizorii primari și să poată să-și ducă o activitate viabilă în piață și să ne asigură securitatea de furnizare cu gaze naturale. Cred că furnizorul își dă seama foarte bine de situația care poate apărea cu colectarea plăților pentru facturi, pentru utilități și va întreprinde măsurile necesare pentru a... Nu știu, aș optimiza acest proces. În primul rând, nu știu, creditări sau discuții cu clienții, cu consumatorii, dar își dau și ei seama că le va crește într-adevăr perioada de colectare și le va scădea foarte mult și gradul de colectare a acestor datoriilor din piață. Noi, ca reglementator, suntem obligați să creăm condiții viabile pentru ei ca să-și ducă activitate. Ne dăm seama și de valoarea acestor prețuri, însă prețurile reglementate, ele reflectă situația geopolitică, reflectă situația din piețele internaționale, deci nu este o problemă în Republica Moldova, nu este un factor care se întâmplă doar la noi, este o situație care se întâmplă la nivel global. Resursele energetice au crescut anul acesta în preț, este un deficit foarte mare, s-au creat o destabilizare și o schimbare a lanțurilor logistice, ceea ce se observă inclusiv în tarifele pentru populația din toate țările, sau populația, pentru consumatorii din toate țările, inclusiv la noi. Noi, sau Republica Moldova, fiind o țară care importă resurse energetice, și aici mă refer nu doar la gaze, ci practic pe toată gama de resurse energetice, noi suntem net importatori. Automat suntem expuși turbulențelor din piețe. Tariful, da, este un tarif mare, dar este un tarif care permite furnizorului să-și ducă activitatea și să nu fie întreruperi de furnizare de gaze naturale în cazul dat. Din câte știu, sau din câte știți și dumneavoastră, guvernul deja întreprinde măsuri de compensare, de ajutor pentru țintit pentru anumite categorii din populație. Deci, practic, acest tarif din estimări nu va fi cel real plătit de consumatorii finali, pentru că mare parte dintre ei vor avea parte de aceste compensații. Nu cunosc, în funcție de consum, dar să ne optimizăm consumul și o să încercăm să achităm. Dacă... Iarăși, în țările vecine, menționez că anul acesta, datorită acestor factori care au destabilizat piața, multe țări au întreprins anumite politici de compensare sau de susținere. Unii o fac direct la furnizor, alții o fac, adică fiind deja din start incluse în factura de utilități,
Alții o fac ulterior prin compensări directe consumatorilor, alții o fac integral pentru toată populația, alții o fac țintit pentru anumite categorii, cum o să fie la noi. Deci, practic, nu putem la moment să comparăm tarifele sau prețurile noastre de furnizare cu cele din țările vecine, din zonă, pentru că fiecare țară are specificul ei. În primul rând, țările din zona noastră, în mare parte, au atât extracție și producție de resurse energetice, cât și depozitare. În al doilea rând, au adoptat politici diferite de susținerea populației. Cum am spus, deci în funcție de modul în care s-au făcut aceste politici, au și tariful final. Deci tariful nostru, într-adevăr, dacă să luăm tariful nostru aprobat de 29 de lei, iarăși, erau, nu putem să-l comparăm cu tariful din factura din România, de exemplu, care deja include compensare. Deci aici este tariful, prețul până la compensare. Cum am spus eu, o mare parte din populație vor avea facturi compensate. Să vedem prețul după compensare, atunci putem să-l comparăm cu prețul din țările vecine care deja au politicile de compensare incluse acolo. Deci, dar dacă ar fi să comparăm un preț like to like, da? Adică prețul curat cu celălalt, același preț sau toate țările din zonă, toate sau în genere, tradingul de resurse energetice se face în baza cotațiilor la bursă sau bursele relevante pentru aceste resurse energetice. Și faptul că noi ne referim la TTF, care este cea mai mare platformă de tranzacționare a gazelor naturale din Europa, toate contractele, inclusiv din țările vecine, la fel se face cu referință la aceste burse. Deci, practic, dacă bursa este la 2000 de dolari, practic, acesta este plus minus nivelul de achiziție al companiilor care furnizează în țările vecine. Iarăși, cum am spus, prețul din factură nu putem să-l comparăm cu prețul nostru, pentru că acolo deja în țările vecine, România, Ucraina, Ungaria, de exemplu, deja include compensarea. Când o să avem facturile compensate, o să le comparăm. Ca nivel de preț? Nu pot să vă spun acum. Deci sunt diferite metode. Deci, iarăși, s-a vorbit foarte mult despre România, dar România este puțin peste 13 lei în bani de-a noștri. Dacă a fost și discuția aceasta, însă, cum am spus, în România deja există o compensare. Tariful este ca urmare a compensării. Noi, tariful acesta de 29 de lei, o să vedem, o să-l comparăm deja, după ce îl vedem în factura pentru categoriile de consumatori deja compensați. Și atunci o să comparăm valoarea aceea cu ce au cei din țările vecine. Da, am menționat aceasta puțin mai devreme în cadrul discuției, în funcție de evoluția burselor. Da? Pentru că prețul de achiziție al gazelor naturale este legat direct de doi factori, este prețul la platforma TTF și prețul coșului petrolier. În funcție de evoluția acestora, ori prețul la coș petrolier se modifică trimestrial, iar prețul la bursă se modifică practic zilnic, dar în structura de tarif se consideră front month index, deci prețul mediu lunar pentru lunile următoare. Deci, cea mai rapidă posibilitate să scadă sau să fie influențată să fie influențat prețul aprobat astăzi, este o evoluție a burselor în următoarea lună. Nu putem să dăm o previziune, pentru că vedeți și dumneavoastră și în curba de evoluție a bursei, orice previziune dată anul acesta, cred că a avut o acuratețe de 5%, deci nu, chiar dacă nu mai puțin. Deci nimeni n-a putut să prevadă ce se va întâmpla. Din acest motiv, nu putem să dăm o promisiune sau o dată garantată când se va scădea sau va crește prețul. Urmărim și noi evoluția și dacă se întrunește pragul de 1%, atunci facem măsurile necesare. Totuși, o precizare. Noi următoarele 6 luni, următoarea jumătate de an, vom beneficia de această formulă de calcul mai avantajoasă. Prețurile pe piață, indicele ETF, vedem că nu crește atât de brusc ca în perioadele anterioare la șocurile externe și dacă admitem că acest preț va rămâne cam același până prin luna aprilie, de exemplu, am putea să ne așteptăm la o reducere a tarifului? Păi, dacă rămâne la același nivel, vedem dacă se întrunește cu pragul de 1%. Teoretic,
intervenim doar atunci când se depășește acest prag de 1%. Dacă bursa rămâne la fel, deci la nivelul actual, noi încheiem perioada de reglementare la sfârșitul anului și vine perioada nouă de reglementare unde se calculează alte componente de cost pe lângă preț. Deci în funcție de calculele care vor fi făcute atunci, vedem cum va evolua prețul pentru perioada până în primăvară. Dar dacă să vorbim în linie generală și ați văzut și dumneavoastră nivelul sau componenta de cost al gazului este la 93, spunem peste 90% din componența, din structura de cost, dacă ar rămâne bursa flat, ar fi și prețurile plus minus pe la același nivel. Dar deja vedem cum includem în anul viitor, în perioada următoare de reglementare, alte componente, inclusiv devierile acumulate anul acesta, care trebuie să le includem în perioadele următoare. Deci, o parte din devieri, oricum, trebuie să se regăsească anul viitor. Faptul că le vom eșalona pe, nu știu, 3, 4, 5 ani încolo, deja asta contează cât din aceste devieri vor fi incluse în tariful de anul viitor. Spuneți-mi, conducerile anterioare a ANRE, am încercat să vadă de ce este diferența atât de mare de intrare la hotar a gazului și faptul că el ajunge la fericire joasă. Dumneavoastră ați studiat, în general, de ce dumneavoastră avem totuși o diferență atât de mare, care este pusă în capitolul servicii de transport, distribuție. S-a vorbit despre faptul că am avut în anii trecuți management defectuos la Moldova Gaz, achiziții s-au făcut la prețuri exagerate. Toate acestea au fost incluse în aceste, nu știu, această diferență. Cum îi se pare la ora actuală? Este diferența mare din costurile care ajung la final în țeală și costurile de intrare la total. Dacă îmi permiți să încerc să răspund eu la această întrebare. Deci, dacă... Da, e ok? Dacă îmi permiteți să preiau eu această întrebare, deci nu există o diferență mare. Și iată, nu în zadar am pus acest grafic aici. Deci, cum a menționat și domnul director, 93,5% din componența prețului reglementat de la consumatorul final este costul gazului. Deci nu veți găsi nicio țară în care componenta energiei din prețul final este atât de mare. Asta vorbește despre faptul că costurile celelalte care țin de transport gaze naturale, 0,8%, distribuție gaze naturale, 4,6%, furnizare, 0,7%. Deci, în celelalte țări, componentele de rețea sunt mult mai înalte ca la noi. Asta vorbește despre faptul că se țin costurile la minimum strict necesar pentru o activitate normală a întreprinderii. Totodată, referitor la ce v-ați menționat, sunt unele aspecte posibil care dau unele semne de întrebare referitor la management sau la anumite proceduri în ceea ce ține achiziția anumitor bunuri. Agenția de fiecare dată când a depistat asemenea acțiuni, a întreprins măsurile necesare și, practic, asemenea componente de cost nu sunt reflectate în prețurile reglementate. Deci, cele din start au fost respinse și, respectiv, nu sunt achitate de către consumatorul final. Totodată aș vrea să aduc aici o completare la întrebarea cu valoarea prețului reglementat. Noi trebuie să ținem cont de realitățile în care ne aflăm. Într-adevăr, este un an atipic și avem un preț la consumatorul final pe care trebuie să-l recunoaștem, este exorbitant de mare. Dar trebuie să ne gândim și la care este alternativa. Alternativa fi următoarea că furnizorii de alternativă în afara Moldova Gaz, care ar aduce gaz pentru necesitățile țării, l-ar aduce la un preț care este determinat de cotațiile bursiere. Și asta înseamnă un preț dublu. Deci noi întreprindem toate măsurile posibile ca contractul care este acum cu Gazprom să rămână în vigoare pentru că prețurile care le procurăm să fie calculate în baza formulei este pentru trimestrul 4 și să nu depindem în măsură de 100% de cotațiile pe bursele internaționale. Da, în cazul în care indicele bursiere pe ar putea fi schimbat ca model de referință, pentru că se discută la nivel european că Europa a intrat într-o capcană cu acest ETF la care Gazprom ar avea și interes. În cazul în care indicele bursiere, acesta ETF, se schimbă, da? Ca valoare de referință pe piață, ar putea scădea prețul la gaz. De exemplu, să fie orientați prin alt indice bursiere, pentru că au loc aceste discuții.
Bun, indicele bursier TTF vine de la hub-ul TTF, fiind un cel mai mare hub-uri de intrare a gazelor naturale în Europa. Mai avem peste 10 astfel de hub-uri în toată zona Europei, inclusiv alte platforme de tranzacționare în, practic în fiecare țară. Dar toate sunt corelate cumva pentru că suntem toți în aceeași regiune. Deci dacă o să vă uitați la indicii de preț TTF versus, nu știu, cecul din Austria, nu sunt diferențe foarte mari, pentru că toate mențin un nivel de cerere și ofertă și un nivel de prețuri regional. Faptul că noi, în contractul actual de furnizare sau de import, spunem, al gazelor naturale, avem referința la bursa, platforma TTF, ne face să luăm ca bază acest index. Acum, dacă se va modifica în contract clauza care va lega prețul de un alt indice, vom merge, sau în urma negocierilor, dacă se aprobă și se semnează, vom merge după alt indice. Dar nu este, nu este atât de important că e TTF sau e alt index, faptul că s-a legat de un preț la bursă. Deci asta este, este elementul principal. Iar bursa TTF, cum v-am spus, este una dintre cele mai mari, sau platforma TTF cel mai mare din Europa, și este de referință. Deci, practic, mare parte a tranzacțiilor în Europa Centrală de Vest se fac în baza acestui indice. Este cel mai utilizat și cel mai de referință pentru tranzacțiile pe gaze naturale în Europa. Asta 29-27 ca să explic mai întreg trei cifre după virgulă. Nu fiu foarte mult, la urmă vă mulțumim frumos! Mulțumim!